Dragilor, un secret foarte important am să vă arăt aici, priviți, câteva detalii importante. Bun, salutare, salutare, dragilor, un nou videoclip de la Nibo Utilaje Livrări. Ce facem aici? Încercăm să las la malul unui râu abrupt. Acum, data viitoare, cine va ține telefonul, se va vedea camera a filmat cât de câtul. Se înțelege aici, la fel, mă specific, doar clientul știe, cunoaște cei care sunt din Argeș și mai ales salutăm aici Mariu Sică, prietenul nostru de la Tigveni. N-am avut timp, ne cerem iertare să ne băgăm pe la tine. Dăm viteză, data viitoare, promitem. Dragilor, hop, hai că aici îl punem. Ăsta ne-a, brâne, ăsta merge, dragilor, când l-ai pus la treabă, lucră singur. Ăsta mână, adună, strânge, cară, trage, scoate fum. E normal că doar dacă e diesel și dai în șpongă, cum se zice, când bași pe șpor, nu scoate fum. Dacă bași la animal, e normal, scoate fum. Lasă aici, aici al mân, direct după bot ăsta. Hai, domne, filmează aici, ni. Haideți să explicăm puțin aici. Este vorba despre un goldoni robust, o benă pe el undeva de un 2,20 lungime, 1,60 lăcime. Data viitoare o să încerc să am o roletă să vă măsor remorca. Explicăm aici puțin vitezele. Hai, dă-te jos. Da, e normal. Aici motorul. Un detaliu important aici, două pistoane. Mai comparați cu roabele sau cu căruciorul ăla de dus frăguțele la pădure. Stați că nu găsesc basculare. Mă mai pierd și eu. Mai uit detalii. Unde oare? Opa, ce facem aici? Basculăm. Da, da, ăsta basculează pe trei părți. Păi numai remorca are o greutate undeva de vreo 2-300 de kilograme, el întreg undeva la o tonă, 4-600, cred ăsta în două pistoane. Trebuie să văd pe talon sau pe act. Da, da. Stop, oprim și gata. Câteva detalii importante. Păi aici, un secret foarte mare la aceste utilaje economice. Pac, pac, de aici, de dincolo, rămâne oprit, pornit. Dă-i înainte, dă-i înapoi. Contactul jos, baterie, rezervor, aici apă cum nieri. Haideți aici un pic. Din ce văd, ați pus picioarele bine. Ce ați condus? Tractor. Nu, tractor mai puțin așa. Bun. Acum. Bun, haideți să vă arăt aici, căutăm joja. Nu știți voi care știe și ne ajute. Mă, nu găsim joja. Ulai, domn, fervechi, cu joja ascunsă, opa, cred că am găsit-o. Voi știți unde e joja la utilajul ăsta? O găsim, domn. Am pierdut-o, ori am mâncat-o lupul. Aici aveți, eu o să vi-l și pun, reușim. Aici. Aici aveți așa, a întâia, a doua și a treia, da? Pe fiecare manetă, de mașaler, reductor sau viteză. Da? Ai mașalierul dacă îmi bagă aia. Exact, exact. Pascularea ați văzut-o? Da. Îi dăm drumul jos. Anvelopele noi spate, cum v-am zis. Partea de frânii hidraulic. Bine a venit. Bascularea cred că știți. Dacă mutați de acolo, dincolo, basculează pe da. Lateral. Da. Așa, odată ce ăsta, deci la basculare băgați mâna aici, da. Și în sus, da? Da. Când e pornit, doar. Da. În rest, în jos, la mijloc și așa. Ce e important? Asta e frâna de mână sau ce este aici? Da, exact. Frâna de mână. Și cu confort și tras un pic, n-are nimic. Bun. Ce e foarte important aici, 4x4, îl puteți lăsa. Eu de ce m-am băgat acolo? Ca să nu ziceți mâine sau săptămâna viitoare că vi l-am adus defect sau rupt pinion transmisie planetară. Și în mare parte cam atât. Și asta dacă o decuplezi se ridică în sus. Ala când l-ați decuplat, da. Da, acum e decuplat, acum e cuplat. Da.
Dar din ce văd aveți piatră și pietriș. Da. Îl puteți lăsa până vă obișnuiți. Ce mai aveți aici? O manetă care poate să rămână cum e acum. Nu vă încurcă, nu vă ajută. Așa, aici. Ce aveți aici? La tractor, ați umblat cu tractor? Nu am umblat ca să umblă așa să... În momentul când vă patinează spatele undeva, ați băgat, ați accelerat, ați băgat călcăiul pe aia, un metru până v-o scos. După aia i-ați dat drumul, da? Și în mare parte cam atât. Acum aici să-l urmăriți, că eu văd că ori nu-i strâns oringul ăla. Văd că umezește dacă...